Dacă n-ai să ieși la vot, ai să iei un pumn în bot. Acum câteva momente, biroul electoral mi-a amânat decizia de acceptare a candidaturii pentru un al doilea mandat. E un moment deosebit. E un moment când am să vă spun doar atât. Că al doilea mandat reprezintă un mandat de deplină maturitate, înseamnă o recunoaștere și o continuare a ceea ce am făcut și am făcut cu bună știință, pentru că, dragi vasluieni, v-am simțit în orice moment aproape de mine. Ați avut în mine un om vertical, un om responsabil, un om care muncește pentru comunitate și pentru dumneavoastră și împreună cu dumneavoastră. De departe, cea mai acerbă luptă se va da pentru primăria Vaslui, unde s-au înscris numai puțin de 8 candidați. Dintre aceștia, puțini însă au mai trecut prin competiții electorale. Fără să-și conștientizeze limitele, competitorii râvnesc la scaunul din fruntea urbei. Favorit în această cursă pare a fi actualul primar, care își dorește al doilea mandat pentru a finaliza investițiile începute. Un alt candidat care știe ce înseamnă cursa electorală, dar care nu a câștigat-o niciodată, este Florin Sârbu, de la Partidul România Mare. Directorul casei de pensii, tânărul Marius Arcăleanu, a fost și el aruncat de PDL într-o bătălie pierdută din start. Pentru primăria Bârlad și-au depus candidatura numai puțin de 7 persoane. Primarul actual, Constantin Constantinescu, mai vrea un mandat, iar principalul său contracandidat pare a fi omul de afaceri, Daniel Andrei, de la PPDD. Bătălia se anunță crâncenă și la Consiliul Județean Vaslui, unde s-au depus 8 candidaturi. La primăria municipiului Huș, actualul primar Ioan Ciupilan candidează ca și independent, deși figurează pe listele consilierilor județeni din partea PDL. Principalul contracandidat al acestuia este profesorul Cristinel Popa, susținut de USL. S-au mai înscris în cursa pentru primăria Huș Constantin Bârsan de la PPDD și Eugen Partenie de la PRM.